Un cetățean al Turciei și două femei din Moldova riscă să stea până la 15 ani la închisoare pentru trafic de ființe umane. Cei trei suspecți sunt acuzați că au racolat trei tinere din familii social vulnerabile și le-au obligat să se prostitueze în perioada anilor 2016-2018. Le-au promis un loc de muncă bine plătit, însă inculpații le-au obligat să se prostitueze în orașe din Turcia. Fetele au fost adăpostite în diferite apartamente și obligate să presteze servicii sexuale, de deservind până la 10 clienți pe zi. După câteva luni, activitatea ilegală a acestora a fost deconspirată de poliția turcă, iar fetele au fost deportate acasă. Cetățeanul turc a fost reținut la finele lunii augusta acestui an și până în prezent se află în arest. Potrivit informațiilor, acesta este cercetat și de către autoritățile turci, pentru o serie de infracțiuni, printre care furt, abuz sexual și amenințare cu arma. O altă suspectă, care este concubina bărbatului din Turcia, se află în arest la domiciliu, iar mătușa acesteia, cercetată în același dosar, are interdicție de a nu părăsi țara.